Ok, bine ați revenit la partea legată de cum anume putem să selectăm din taste diferite celule în Excel. Avem următoarele posibilități. De exemplu, dacă am o anumită celulă selectată, să zicem acest 13643, țin mâna pe Shift și apăs pe o altă celulă, se selectează automat toate celulele adiacente, toate celulele situate între respectivele celule. Încă o dată. Selectez o celulă, ții mâna pe Shift și selectez altă celulă. Se selectează automat toate celulele adiacente. O altă operație foarte importantă în Excel este următoarea. Având selectată o anumită celulă, dacă facem Control, Shift și săgeți, iată cum se pot selecta toate celulele ce pornesc de la celula curentă până la marginea blocului curent.